Există o rețea de teatre istorice europene, care are mai multe rute și noi suntem lideri pe ruta Mării Negre. Urmăream TV Moldova, așa cum basarabenii urmăreau TVR România și îl vedeam atât pe Toma Caragiu în Actorul și și cât și pe Dumitru Caraciobanu în Lăutarii. La noi vin frecvent, de exemplu, spectatori din Unghen. Le e mult mai aproape să vină la Iași decât la Chișinău. Dragi prieteni, bine ați venit la podcastul Cultura la Frontieră, o emisiune aici la Radio Europa Liberă. În care încercăm să sondăm șansele creatorului, geneza operei de artă într-un spațiu dificil, cum e Basarabia, Republica Moldova. Un loc cu multe uh, greutăți, mine ascunse, dacă vreți, dar și un loc al interferențelor multiple și benefice pentru creatori, un loc de întâlnire, un loc în care se întâmplă și multe evenimente de care încercăm să profităm și noi, cei de la Europa Liberă. Îl avem astăzi oaspete, invitat în studiu, pe Daniel Busuioc, actor, director artistic al Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, și uh, un interlocutor cu care vom aborda mai multe subiecte de ieri și de azi, din actualitatea imediată, dar vom rebobina și niște amintiri comune cumva. Dragă Daniel, bine ai venit! Bine v-am găsit! Oamenii de cultură, slavă Domnului, de pe ambele maluri ale Prutului au spiritualizat această frontieră. Dacă și uh, oamenii politici și, eu știu, instituțiile celor două state s-ar ralia aceste voințe comune de, de simbioză, de colaborare, de înfrățire, cred că lucrurile s-ar mișca mult mai bine și pentru cauza națională din Republica Moldova și pentru obiectivul de europenitate, de integrare în Uniunea Europeană. Da, sigur, suntem un spațiu european categoric și, Moldova este spațiu european. Și mai devreme sau mai târziu tot va ajunge acolo. Noi sperăm să veniți alături de noi în Uniune cât mai repede. Trebuie să spunem că motoul de anul acesta al Reuniunilor a fost, al Reuniunii Teatrelor Naționale a fost atât de aproape. Atât tot de aproape și totuși. Asta, spune, apropierea asta încă mai pentru noi oameni de cultură a fost cu mult înainte de cea fizică. Zicam exact. că eu personal am. <coughs> M-am simțit ap aproape încă din, din tinerețe, pentru că vrâne vrând stând în apropierea graniței, urmăream TV Moldova, așa cum Basarabeni urmăreau TVR România exact. și da. vedeam atât îl vedem atât pe Toma Caragiu în Actorul și și cât și pe Dumitru Caracioban în Lăutarii. Sau M-am bucurat foarte mult de succesul lui Emil Loteanu cu O șatră urcă în ceruri, cu Grigore Grigoreu și Svetlana Toma. Adică, eu personal cunoșteam actorii din, din Basarabia înainte de a-i fi întâlnit. Pe Veniamin Apostol, pe Mihai Volontir, pe care l-am cunoscut mult mai târziu când era deja la o Senectute și la Bălți, dar îl cunoșteam din filme, din teatru, din Victor Ciuta, care, al minter, este înmormântat la Iași. El, în ultimii ani, s-a retras la Iași. Pe urmă au venit tinerii de la Moscova, Petru Hadărca, mi-l amintesc că, atât în emisiunea de, de divertisment, cât și teatru radiofonic, teatru televizat. Erau Sandru Grecu, au urmat apoi în 90, când Uh, S-au deschis -a Tru, -a. trupele tine. Hai, Fusu, cu Petru, Petru Vodcarou, Vodcarou. cu mm -hmm. așteptându-l pe Godot, un spectacol superb. Uh, Sandu Vasilache, cu legături primejdioase și cu Un Veac de Singurătate, două spectacole absolut superbe care uh, au făcut vâlvă în România la vremea aceea. Și uh, cumva am și început să ne cunoaștem între noi de aproape și să colaborăm. Ion Sabdaru și cu Emil Gaju au fost angajați la Teatrul Național. Au e, montat mai multe spectacole. Emil Gaju s-a întors acasă până la urmă. El s-a dus să facă și film la București. A început facultatea de film acolo. Pe urmă s-a întors în Moldova. Sabdaru este ieșean. Mai avem un coleg în Teatru Radu Ghilaș, care este de asemenea și actor și regizor, care este tot uh, uh, din Moldova. În anii 90 în 91, cred, venea la ea și într-un schimb de experiență studențesc o clasă de teatru din Georgia, în care erau studenți Valeriu Andruț, Mihaila Strâmbeanu, Ina Andriucă, Corina Druc, Dorian Boguță, Nicu Suveică, nu știu dacă am mai uitat pe cineva, dar Uh, și care și la rândul că... lor au devenit astăzi uh, uh, artiști importanți în, uh, o parte din ei în România și de teatru și de film o parte în ea uh, și iată la Teatru Național din, uh, din Chișinău e Mihaela Strâmbeanu și cu Nicu că în, uh, în România Dorian Boguță face film foarte mult și cu Valeriu Andriuță care sunt uh, Valeriu deja face o vedetă internațională de film da, sunt, vin actori de la Iași să joace pe scenele din Republica Moldova, să se integreze chiar în trupele de aici pentru o perioadă mai lungă, pe anumite proiecte cel puțin. E destul de, uh, Sau de, e mai dificil. E, e destul de dificil pentru că noi am încercat să facem câteva coproducții, chiar am făcut uh, vreo două coproducții, dar e destul de dificil de. Din punct de vedere administrativ. Uh, din toate punctele de vedere, și ca permisul timp de și ședere. ca să treci și ca să. Dar sunt, de exemplu, sunt absolvenți de teatru care fac uh, teatru în România, moldoveni, care se întorc acasă În, în Moldova, nu numai de la. Uh, Universitatea Națională de Teatru de Arte, nu mai știu că la Chișinău cum e, un tap, un amtap. Amtap. Da. Tap. tap, da. Nu mai de la amtap, dar vin și absolvenți care fac teatru în România, dar e destul e destul de greu acum și la noi pentru tinerii actori, pentru că s-au făcut foarte multe școli de teatru și nu se pregăsesc locuri de muncă locurile sunt de ce, mai ce mai puțin. Sunt limitate, da. Eu aș putea invoca așa la repezeală un singur caz, fi în filmul Carbon, da. uh, nu așa? Uh, unul din cei doi protagoniști este un actor bun, născut la Cernăuți, dar de fapt de mult timp stabilit la Târgu Mureș. Acolo este actor, acolo și a făcut cariera și a fost invitat Sigur, să în filme, joace. mai ușor pentru că filme s-au tot făcut cu actor de o parte și de alta. Fie filmate la Chișinău, fie filmate în România. E mult mai ușor. Pentru că filmezi o lună, două, cât durează filmul într-o locație. Dar pe teatru e mai greu. Sunt proiecte punctuale, dar ca să susții o stagiune întreagă din. e greu. E greu. E foarte greu pentru că și din punct de. oamenii trebuie să stea undeva, să mănânce, să aibă o diurnă, să. Da, sunt să chestii... plătești transportul să... și din bilete, nu știu cât. Doar dacă sunt proiecte care sunt finanțate și. Uh -huh. Vă pute puteți lăuda la Iași cu un public numeros, cu cumpărători da, da. de bilete. Da, suntem aici chiar, pot să mă laud că avem cel mai mare număr de spectatori dintre toate teatrele naționale, lăsând la o parte Bucureștiul care e acolo e altă poveste, că sunt șapte, săle mare, e, dar dintre toate teatrele naționale suntem asta se poate și verifica pe se, pe, poate... Pe, se poate intra pe site-ul ANAF, pe execuție bugetară și se vede în uh... În același timp e și o tradiție. Până la urmă teatrul românesc s-a născut da, la, la, Iași, la Iași și mai mult ca atât nu numai că a avut primele Sunt mai montări. mult de 200 de ani de teatru românesc. Exact. pentru că da, da Și dat tonul unei mișcări de, nu știu, emancipare națională, de Sigur, uh, noi acum, acum consolidarea în, unei conștiințe românești. În memoria afectivă a rămas Alexandrie cu, cu, cu Gălânceanu și cu Negurții, dar... Uh, trebuie să spune că pionierul a fost Gheorghe Asachi, că el a, a pus bazele. A pus bazele la 1816, dramatici. când a jucat prima dată în limba română, dar numai că a fost o personalitate renascentistă, ca să zic așa, pentru că îi datorăm și educația, reforma școlilor, îi datorăm primele și primele publicații. Și primele publicații, și înființarea Ordinului Arhitecților, și primele începuturi ale învățământului politehnic și Conservatorul Dramatic din 1836, cu mult înainte de a apărea Teatrul Național la 1840. Da. El spectacole care le punea în scenă spune Teatru Național, adică nu apară, nu fusese înființată instituția ca atare, dar el juca sub titulatura Teatru Național. Daniel, știu că ai avut o colaborare, poate nu una singură, și cu regizorul Basarabian Igor Kobelianski, stabilit la București, unde e foarte activ, scoate film după film. Uh, ai jucat în afacerea Est. Da, da în film, am avut mai multe. Da. Și, și în altele. Afacerea... Ce ne poți spune despre această colaborare? Colab e mai mult decât o colaborare. Eu cred că suntem prieteni deja cu Igor. Uh, uh, sigur că am jucat în, în afacerea Est. Uh, sunt mândru că mare parte din casting s-a făcut la Iași pentru că i-am oferit lui Igor uh, spațiu, Logistica. Un spațiu unde să poată veni. Era mult mai aproape să vină și actor de, din Moldova și, și de o parte și de alta, și de la Chișinău, și de la Bacău, și de la Suceava, decât să meargă la București, era mult mai ușor da. să vină la Iași și atunci o uh, mare parte din casting s-a uh, făcut la Iași am filmat filmul în România pentru că a fost mai ușor din punctul ăsta de vedere multă lume nu ne-a crezut când am spus că n-am filmat niciun milimetru în, în Republica Moldova că s-a filmat ba mai mult decât atât nici măcar în Moldova de dincolo de Prut n-am filmat, am filmat undeva în sud cel mai nordic punct a fost Buzău pe undeva deci, Muntenia ca să vezi că ne regăsim în problematică oricum. Nu era o problemă și am, am colaborat cu Igor și la un serial la HBO, Hackerville uh, și urmează de la Chișinău plec la niște filmări, tot cu Igor Kobileanski la un nou film de, de scurtmetru. Știi că uh, cinematografia basarabeană are acum un moment, așa, de renaștere cumva. Da, are, apar, are. apar niște filme Apare. interesante și. Apare, a apărut. Foarte îmbucărător. Ar, dar N-am văzut varvara lui Anatol, dar am văzut cel mai minunat și. Da, Carbonul da. care a avut Prima acum -a succes. și Se film. pare că trendul. Asta cu cinematografia românească se prelungește cu nou. Da. Val, valul devine tsunami de acum, atrage da. din urmă. Cu Ex toate că apar... a agățat și un vagon da, de Cu toate că apar bea. regizori noi tineri cu, cu alte estetici decât și cei din primul val, Mungiu, da. Porumboiu și... Metulescu. Printre altele, da. da. a fost... Igor a fost coleg, da. Igor a fost coleg cu, cu Porumboiu și sunt și prieteni. Avem multe legături afective uh, culturale, și nu numai culturale, cu Iașul, cu lumea culturală de acolo. Pot să spun că și în lume... sfera scritoricească mm. există la fel colaborări am multiple. Înainte de a mm. am adus aminte că la un festival de teatru la Brașov am, am cunoscut un tânăr jurnalist foarte incisiv, care era Dumitru Crudu, era student mm. pe vremea aia, atunci la, la, da. la Brașov și. Așa am legat-o prietenii. Mai târziu a devenit dramaturgul de succes care este astăzi. Și... Uite, mă gândeam la repertoriul pe care îl aveți la Iași. Câțiva ani în urmă, dacă mi-amintesc bine, în 2018, cred că era. Centenarul Marei Uniri da. și Teatrul Național din Iași a venit aici la Chișinău cu un spectacol Dușmanul Poporului după da. Arthur Miller, o piesă da. dramaturg american în care era vorba de un conflict social. Un conflict nu, între un om care uh, luptă cu un sistem, uh, se, se împotrivește un, unei conspirații care părea de, de neoprit, de neînvins uh, și luptă pentru, nu știu, un, un obiectiv ecologic până la urmă legat de binele unei comunități. Uh, problemele astea sociale... Uh, sunt uh, mereu prezent în repertoriul. Da, 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 vostru, sigur. Dar uite, strane coincidență. Acum uh, o săptămână am vorbit cu Mihai Fusu, care vrea să facă uh, cu studenții un dușman al poporului. Uite. Mm. Uh, da, e eu o piesă inspirată de, de la de care a. Din, din, din ultimul an. Și... le a pornit de la Ibsen, parcă. Da, și da, da, a repus, da, da, da. a re actualizat cumva. Da. Dar nu, ne-a sunat, am fost la acel spectacol. S-a jucat într-o zi de 27 martie, Marte, da. firesc, ziua unirii Basarabiei cu România și am rezonat foarte intim cu. cu um, Problematica acestui spectacol pentru că noi aici Moldova era într-un moment nu tocmai fericit. Eram sub o guvernare care s-a spus oligarhică acum și uh, a fost ca un fel de manifest acel spectacol al vostru, ca un manifest la uh, împotrivire, uh, o chemare uh, să fim demni, să nu acceptăm orice fel de compromis nu, cu puterea. Mai mult și sau să mai puțin problematică e la fel în toate țările, pentru că și noi l-am pus tot în ideea asta, <laughs> poate nu același nivel, dar... Uh... E, în orice caz mi s-a părut da, un subiect de mare actualitate și inspirator. Fiecare din cele patru săli se adresează unui anumit gen de public. Avem uh, spectacole diverse pentru toate gusturile, și pentru uh, seniori, și pentru generația tânără, și pentru experiment regizoral, și la sala mare, bineînțeles, montările clasice mari. Cu regizori, importanți, invitați, da. da. Nu cumva uh, și adunările uh, divanului ad hoc? Din Moldova s-au ținut în. în nu, la Teatrul Național. Deci. Uh, 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 sau clădirea e mai târziu. Deci, uh, Teatrul Național a ființat în, în Copou prima dată. Teatrul Mare de la Copou a ars în 1888. Mm. Uh, în februarie 1888 și până uh, în 1996. A jucat în diverse locuri, prin case boirești, mm -hmm. până când a fost dată în, în, în folosință clădirea actuală a teatrului. Construită mm -hmm. în numai doi ani cu tehnologia de atunci și, un, da. și pe mandatul a trei primari, doi ani și un, de culori diferite. Adică s-a putut face. La vremea aceea, Iașu era un oraș cosmopolit unde Sarah mm -hmm. Bernard jucase de câteva ori. Dacă vorbim de Asachi, Asachi a fost foarte... el a și căzut în uitare pentru că el a fost antiunionist, pentru că Moldova a pierdut foarte mult în... Mm. și Creangă Bun. a fost antiunionist. Da, s-a și... scris despre asta în același timp, mă rog, în contemporaneitate, <laughs> lucrurile astea se interpretează altfel. Da, pentru că Moldova atunci era oarecum mult mai dezvoltată și rețeaua de șosele și decât... Bun. iar următoarele trei mari orașe din principatele unite după Iași și București erau Galați, Botoșani și nu mai știu, adică erau uh... Daniel, aș vrea să te întreb cum îmbini activitatea asta administrativă, atâta cât te ocupi de, de ea, cu rolurile pe care le joci ne, în scenă asta, asta e, uh... Nu e prea ușor uh... Nu e prea ușor, sigur că mănâncă din timpul meu creativ, ca să zic așa sau din timpul care l-aș putea petrece cu familia e o dulce povară pe care trebuie să o duc în spate Dar care e, sunt rolurile la care ții mai mult uh, care consider că te-au consacrat pe scena teatrului din Iași pentru că m-am uitat pe, 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 listă, lista palmaresului tău actoricesc și este impresionantă cu dramaturgi și români și universali de, de toată mâna, nu știu, de la Shakespeare până la Teodor Mazilu, de la Bă. Brecht până Bă. la Gogol și George Büchner și așa, așa mai cum departe. Că nu poți să iubești un copil mai mult și pe altul mai puțin. E greu să faci o ierarhie. E, da. Acum, ca să spun, uite, în 2011 am luat un premiu pentru cel mai bun actor la festivalul Melpomena Travi la Herson. Că, dacă tot vorbim de Ucraina, pentru că văd acum la televizor când a fost ocupat Herson, am văzut locuri mm. și amintiri comune și erau acolo un mare festival de teatru. Atunci am fost în 2011 la... La trei festivaluri, la Cercasie și la Neproderjânsc. Am ajuns până în, în, partea estică și a fost... Acum ce am, întâmplă rămas, să... am rămas surprins de felul cum erau de respectul spectatorilor pentru actori. Era o chestie pe care nu o trăisem la noi, ca să te aștepte spectatorii după aia să mai stai încă de vorbă cumva în foaier se făcea ceea ce se chema Q&A întrebări și răspunsuri dar erau nici să vă cunoască și da, să comunicați, da, să faceți da, schimb da. de opinie, acum se întâmplă să vină ucrainenii, actori, regizori de teatru la Iași să monteze ceva în perioada asta atât de mm, dramatică mai, mai puțin, noi am mm. făcut, am făcut și cu Belarusul, de exemplu când au fost salvați Belarusul, Radu Ghil așa, a montat o piesă există o rețea de teatre istorice europene, care are mai multe rute uh, și noi suntem uh, lideri pe ruta Mării Negre, teatrul Național din Neașa, adică în, în, uh, unde se regăsesc teatre din uh, țările din, din zona aceasta. Noastră, din da? Odessa, teatru mm -hmm. din. Uh, din Cernăuți, teatrul din Bulgaria din, și din România, clădiri mai vechi, istorice. Am vrut să în și Chișinău, dar, din păcate, clădirea era după 1900 construită. și Da, adevărat. N-am putut. Și... Să o includeți în această rețea. rețea? Da. E o rețea care se referă strict la clădiri, la mm -hmm. monumente da. în sine. În... Partea arhitectonică da, a da, da. teatrului. Da. În da. prilejul ăsta ne și facem promovare unii altora ca să... Teatrele care funcționează sunt în rețeaua asta teatre din Italia, care sunt de la 1500, de 1600, sunt vechi, sunt... Sau la din ce Grecia, proiecte? sau din... Daniel, la ce proiecte mai lucrați acum la Iași? Acum la Iași e prezent domnul Radu Afrim, care a revenit și va... Va face un spectacol bazat pe literatură română contemporană. Din mai mulți autori. autori și va face o dramatizare. Are foarte multe texte primite de la autori. Nu, nu dramaturgie, proză da. sau chiar și dramaturgie, dar o deci într-un puzzle comun cumva, o combinație da, 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 de texte da. diferite. Da, da, cum face Afrim, că el mai are obiceiul asta, și după care va veni domnul domnul Silvi Purcărete. Din nou Purcărete. Purcărete da. cu aceeași echipă câștigătoare Dragoș Buhagiar și Vasile Șirle. Deja sunt artiști de talie internațională. Noi avem un program care se numește Lecturi la Cub în care ne propunem să Promovăm dramaturgia română contemporană. Și avem parteneri Muzeul Literaturii Române și Alecard. Lector de la cele trei entități citesc mai multe piese de teatru, un calup, lunar. Din ele se desemnează câteva piese. Cea mai bună este pe care ei o desenează. Fiecare cu, au o fișă în care fiecare da, da. spune criteriile, da. și e, în fiecare lună e citită o piesă din cele citite. fiecare Ce lună, tot așa. Da. Și la final de an, una din cele pe care noi le facem uh, lectură. Uh, E, cum să spun, e mai mult decât o lectură. Adică nu se citește la. Există și oarecare intenție și mișcare. în fiecare că... din colegii noștri da, care da. regizează piesele astea. E o lectură să facă. regizată. Da, în... oarecum. Da. da. Și la final de an, în funcție de succesul cu care l-a avut sau de. mai facem încă o dată o jurizare cu toți, așa, și piesa cea mai uh -huh. bună este pusă în scenă. Da, este deci, foarte stimulativ pentru un autor da, tânăr. Da, din păcate sunt foarte puține texte bune. Da, e ciudat. Deci sunt foarte te puține texte bune, fie sunt, uh, uh, sunt unele texte care sunt bune pentru lectură și nu pentru punerea în scenă, pentru că... E un specific de care poate nu toți autorii țin cont Da, nu țin, țin autorii, da. De aia și scriu. în ultima vreme mulți actori și mulți regizori au început să-și scrie singuri textele. Ne mulțumim de oferta de da, pe piață. Da, pentru că uneori scriitorii care nu sunt familiarizați cu ce. Uite, vezi, în, în străinătate există chestia asta, sunt angajați dramaturgi în teatru. Așa se cheamă el, dar nu neapărat că la scrie piese de teatru care împreună cu autorul și cu actorii intră într-o simbioză fac cumva, colaborează. Pe, pe măsura mm -hmm. lucrului, ca să dinamizeze conținutul piesei și punerea în scenă. E o modalitate, cred eu, foarte bună, eficientă până la urmă. Adică nu e un, nu e un panaceu neapărat, dar merită să încercăm și noi în teatrele da, românești e, dar această e greu soluție. Că tot așa te lovești pe urmă de tot de bani, de schema de personal, sigur, dacă ești în teatru. Poate dar, din merge. Da, din, din păcate, teatrele particulare și la noi sunt foarte puține și supraviețuiesc foarte greu inițiativele da, bun. România este membru în Uniunea Europeană. Se pot atrage poate mai ușor fonduri de la Bruxelles. Da, da fondurile la Bruxelles presupun uh, o co colaborare, mm -hmm. cred că cel puțin între părți. transfrontaliere Transfront, de da. se spune. Și da. atunci, sau sunt proiecte pe anumite teme sociale, incluziunea romilor. sau inclu... Nu sunt neapărat pe. faci un proiect de teatru mm -hmm. pe. Da. Pe de sau femei abuzate sau copii. Da. Sunt proiecte punctuale, mai puțin pentru arte. spectacole de teatru, da, da. arte pentru arte, să da. zicem. Da, da. Daniel, mulțumesc că ai găsit timp să vii aici, în studioul nostru, să facem acest dialog. Sper să asistăm noi, spectatorii, la mai multe asemenea montări și colaborări și participări, festivaliere comune, pentru că ea face parte din ființa noastră, nu știu, spirituală, culturală. Dar să știi că există și un, un turism cultural pe care îl fac eu, la noi vin frecvent, de exemplu exemplu spectator din Ungheni. Le e mult mai aproape să vină la Iași decât la Chișinău acum câțiva ani la primele ediții de reuniuni, am uh -huh. găsit spectatori din Iași care venise special să vadă, pentru că e mult mai ușor să vii la Chișinău să vezi să vezi și afrim și purcărete și da, exact. dabija și asta, decât să te duci până la Sibiu sau până la Timișoara sau unde se joacă. Vii și le vezi pe toate aici. Exact. Se întâmplă ca la târgurile de carte unde se întrunesc mm. principale edituri românești din toată țara da, și da, din Republica Moldova și în felul ăsta și, și e și o afluență de autori de nume importante pe care îi poți prinde acolo auzi și... Bă, da, sigur. da. Mult succes în activitatea voastră! Mulțumesc! Sper că nu v-am plictisit prea tare și că a fost interesant. Nici succes vorba. și cu podcastul în continuare să aveți cât mai Mulțumesc. multe ediții. Mulțumesc și... din suflet, da. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a podcastului nostru Cultura la Frontieră. Vă invit să ne urmăriți în continuare, să vă abonați și să nu uitați un lucru. Câtă cultură, atâta libertate. Pe curând!